La Neața și jucăm un joc pentru ghiozdanele de la Diverta, ghiozdanele Herlitz, atât de râvnite, pline cu rechizite. E important să știți că avem și pentru fete, avem și pentru băieței. E important să știți că le puteți câștiga. De preferat ar fi să vă înscrieți dacă aveți un copil în preajmă. Până acum nu s-a întâmplat altfel, dar na, să nu ne găsim pe la jumate după aia. Ana Maria e pe fir cu noi, să rămânăm. Alo, bună dimineața! De unde ne suni sau, mă rog, unde te-am sunat? Comuna Șeica Mare, județul Sibiu. Copii ai? Da, da, am un băiețel. Cum îl cheamă? Câți ani are? Tudor, 5 ani. Perfect! Grădiniță? Da, da, grădiniță, grupa mare. Hai să te ajut cu ceva, să-l pregătim de școală. Poți câștiga ghiozdanul dacă îmi spui cine crezi că e mai bun la jocul ăsta? Echipa formată din Răzvan și Ramona, care abia au câștigat un joc și deja sunt oposiți. Nu suntem abia obosiți. La modul că tocmai au câștigat un joc. Nu abia au câștigat. Răzvan și Ramona. Evident. Că mai era o echipă echipă. E, o echipă. Mai era, dar nu mai contează. Olteni. Olteni e eterna Tăranov. Corect. Că la ieși cuza. Vor încerca de mâine să te încurce. Bun, da, asta era. Jucăm păpușarii. Atenție mare, regulile sunt foarte importante. Jucăm un soi de mimă, da. Doar că mima se face sub îndrumare. Ramona presupunem că nu are deloc creier, ci este... De ce doar presupunem? Presupunem că este un Pinocchio modern. Are mâini, picioare legate de niște sfori. Sforile pot fi mutate de colegului de echipă Răzvan. Păi dacă ea e Pinocchio, eu sunt Gepetto. Ai putea, mai ales după... După ce? Pe păr? După stilul părintesc de a privi lucrurile. Bun, Răzvan are voie să o coordoneze pe Ramona, dar poate să-i spună doar cum să mute mâinile. De exemplu, nu-i poate spune mișcă-te de parcă ai dat cu mătura. Da? Nu folosim cuvinte care definesc obiecte. Avem voie să spunem stânga, dreapta, sus, jos, du mâna la ureche, bagă degetul în nas. Hai să dăm cât de repede se prinde Ramona despre ce obiect sau acțiune este vorba la primul cuvânt ales. Pune-te pe mijloc, te rog, noi nu avem mutarele pornite aici. E bine aici? Te rog. Hai să vedem, Răzvan. Ce bilet ai tras, numărul? 6. 6. Numărul 6. Mâinile în coșurile de gunoi. Mamă, ți-au înflorit mâinile. Da, ca un super erou. Hai să vedem. Niciun motiv ce să facem? Fim, da. Apare în spate? O să apară și în spate pentru telespectatori. Dar poți începe lejer. 6. 6. Hai să vedem. Deci nu pot să știu măcar domeniul? No, sau no. Nu. No. Ce fac? Păi acum nu apare nimic în spate, dar poți... Apare pe ecran pentru cei de acasă. Da, da, ea poate să fie... Poate. Trage de timp. Zi-o dată, Răzvane, că avem ceva paria pe noi. Se trage de timp. Hai, da. Dă și mie are bilet. Mai multe sens. Are mai multe sensuri. Păi ia-l pe primul. Și ce facă? Ia un sens. Ia sensul cu... Da, oricare. Ea trebuie să-mi spună cuvântul ăsta. Easy. Cum să fac eu să zic? Toate au legătură cu școala. Spui pe mine să mimez acel cuvânt și după toate au legătură cu școala. Toate au legătură cu școala. Da, rechizite. Nu, nu. Ridică mâna dreaptă până la nivelul umerilor. Întinde-o în dreapta. Mâna stângă, fă exact la fel cu mâna stângă. Început să ia saburi din creier. Și piciorul drept să ajungă... Să ajungă... Ce legătură are cu ce? La final? Lasă că și eu-s curios. Piciorul drept să ajungă sub palma dreaptă și piciorul stâng sub palma stângă. Asta e o fantezie sau e mimă? Okay. E chiar? Ce e asta? Nu. Acum, nu. Ce descrii cu cele două mâini întinse și cu picioarele la fel? Ce descrii? Sănătate? Da. Nu, ce formă geometrică ai putea deschide? E mai mare baza de jos, da? Triunghi? Nu. Trapez? Nu trapez, dreptunghi, pătrat. Sunt egale. Sunt egale. Isoscel? Nu, ăsta e nu. Ăla mai simplu. Simplu, cel mai simplu. Da, am un lapsus. Ăla care nu e pătrat.
Da. Cerc, acolo e pătrat e cerc. Obiecție. Dreptunghi. Dreptunghi. Da. Hei, acum gândește-te ce legătură are cu școala un dreptunghi atât de mare. E misiunea lui. Ce? Da, e pe generic. Stai că să mă aranjez, că nu pot, că mă țin din astea. Nu, stai așa, ce am pus așa, stai. Ce treabă are cu școala un dreptunghi atât de mare? Da, unde, da. Unde găsești un că e exact așa. Penar. Mare, de tot. Te-am pus să faci mare, dacă nu te puteam să faci nici degete. Tablă. Tablă. Tablă, stai. Mamă, dar cum s-a gândit? Ai văzut? Nu e bine aici, tataie. Bag. Acum a văzut cum e îmbrăcată Ramona. Păi și cum vă este să zic? De a început școala. Trage un bilet. Să-l trag pe ăsta verde. Ia să vedem. Ce număr ai prins? Numărul 7, cifra 7. Numărul 7, cifra 7. Da, are legătură cu școala. Da. Bancă. Nu. Păi stai, așteaptă un pic. El trebuie să-ți spună cum să te poziționezi. Bătaie. Mai ții... Școala veche. Mai ții minte ce... Nu e o ghicitare. Mai ții mâini în picioare. Mai, dragă Mărie, așa ce pe vreți. Mâini în picioare. Cum să-ți poziționeze mâinile și picioarele. Nasul, urechi. Nu-i dați dumneavoastră indicații. Pune piciorul stâng în față. Așa? Și cu piciorul drept faci o mișcare din spate în față puternică. Nu, pe jos. Ăla, da, dar fără să atingi. Fotbal. Sport. Gândește-te la ce faci tu. Pune mâinile cumva. Pune, unește-ți, numai că te încurc altfel. Ăsta e bine, ăsta e bine. Ce faci? În ce? Poartă. Minge! Minge! Stop! Bine, schimbați! Bravo, deșteptule! Răzvan, ești la ghicit! La coșul de gunoi. Bine. Dar poți să te duci mai departe. Păi, da, mă, dar mie tablă și tot, da. Asta n-a fost noroc. Păi ce? Ăsta e norocul meu, Zăr. Tu crezi că... Dacă zicea minge, o puneai pe Ramona să stea așa. Numărul 4! Numărul 4! Nu am apărat acțiunea, dar mă rog, hai. The number 4. Întinde mâna dreaptă, cu palma în sus, în față, cu palma în sus. Lasă puțin mai jos. Ospătar. Metrou. Cu cealaltă. Umezește-ți degetele. Hei! Arătătorul și degetul mare. Umezește-le. Așa. Și acum poate că apuci ceva lângă mână. Apuci și dai în stânga. Pagină, carte. Carte, bun, bravo, bun. Bravo. Cel mai scurt de până acum, aveți record. Bravo. Haide, bubu. Băițică. După ce, ia du-te tu în camera de detenție. Nu, lasă-mă în pace. Cât de greu, e greu? Ce ești îmbrăcată? Am încredere. Ce crezi? Să nu vină la ședința cu părinții, așa. Hai să vedem, cine a picat? Nouă. Haide, ok. Bagă mâinile, domnule. Întinde mâna în față. Care? Dreaptă. Apucă ceva cu... Nu e așa, cu primele trei degete apucă ceva. Opa! Pardon? Așa, dar mai, e mai mic obiectul pe care îl apuci. Și acum lași mâna mai jos. Ce amintiri! Întoarce mâna la 90 de grade. Invers, așa. Așa, stop. Și acum, fă stânga-dreapta mult. Adică nu la mine. Da, mă, fă stânga-dreapta. Dar mai mică mișcarea, E mică creion, mișcarea. Creion. Nu, că e mic. Pix. Nu. Stilou. Nu. Este din... Mișcarea stânga-dreapta. Linia este dreaptă cu mișcarea pe care o faci. Și eu am apucat ceva. Și acum apleacă... Este de geometrie. Apleacă capul către punctul unde faci mișcarea și suflă. Aha, și acum gumă, mai fă... Gumă, da. Gumă de șterg la bine, bă, bravo! Mulțumesc, mi-a stat pentru moment inima. Și la Ramona... Unde te-am pierdut, Răzvan? Mișcarea de la stânga la dreapta. Da. Păi cine șterge? Că șterge sus jos? Șterge sus jos sau oblic? Cine șterge nimeni stânga la dreapta? Păi de asta putea fi cum... Nu șterge nimeni stânga la dreapta. Că ștergi toate literele, trebuie să ștergi o literă, sus, jos sau oblic, cel mult. Eu scriu chinezesc. Iată, dragii mei, câteva lucruri au reușit din acest concurs. Unu, mă jucăm că e foarte fain. Mai vreți una? Da! Alegeți-vă cel mai bun joc, cel mai bun jucător dintre... Dar deja am câștigat, nu? Adică... Da, deja ați câștigat de departe. A fost Ramona Țeavă, cu trei degete umezite. Două. Una, unul de fiecare. Da, eu. Hai, Bă, Ramona. Ce?
Nu, fiți atenți cum facem. Toți trei ghiciți că jucăm de plăcere. Hai, da? Premiul s-a dat, Ana Maria e câștigată. Jucăm la plăcere. Hai că să-ți meargă bine. Hai deci, să hai să vedem cine își dă primul seama. Toți trebuie să faceți cinci răzvani. Unu. Unu. Dă-și mie, dă-și mie. Deci, unu. Dați-vă Ramona și Bucălaie un pas în spate. Okay. Rămâi cu Uza, care te așezi pe spate cu capul înspre puberul. Da, cu capul spre stânga ta. Pe spate, ce te așezi pe spate. Nu te lași pe jos. Te așezi pe jos, pe spate, okay, cu capul înspre puber. Okay. Nu, măi, puberul e băiatul ăla de acolo. Ești sigur, Răzvane? Tipul ăla. Capul... Bă, tu auzi? El n-a fost la școală. Spre încolo. Capul spre încolo. Bagă-mă în spate. Capul în spate. Capul tău. Se vede operația? Ia un pic. Ia stai de... Dănuțe, invers. Dei. Stop! Lasă! Eu mă vedeam că zici că se întorc! Întinde! Okay. Uitați că e un concurs! Așa! Acum! Ia! Ramona! Covrig! Poziționați-te cu abdomenul pe catarama lui. No, 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 no. Și cu fața tot unde are el fața. Adică pune-te peste el, cu fața. Bă. Așa? Da. Asta sigur e de la școală, mi-e din pauză. Poți să mă pun puțin mai sus? Nu. Păi am nevoie puțin mai sus, da, ai nevoie, da. Ce faci, Cuza? Că de când te-am mai văzut aici? Mamă, ce... Pe vreme nu sunt pregătit. Bucălaie, tu ești degeaba. Ai grijă să nu te fii bucuros. Ah, gata. Și vine și Bucălaie peste? Da, ce? Sandwich. Penal. Mai râde că mă lovești. Mulțumesc că îmi cer scuze pentru familie. Vreau să zic că dacă vine și Bucălaie se face sandwich. Cu șuncă. Aveți programul cornul și lapte. De ce, ai simțit ceva? Bun, mulțumim tare mult. Îți bagi toate rechizitele înapoi. Mickey Winner, tot asta vreau să jucăm. Și eu. Pardon? Nu, nu tot. Nu joc. Hai să nu spargă. Hai să-mi spargă climbarea. Duță!